14 pasageri din avionul cu care a zburat femeia infectată cu COVID-19 sunt încă de negăsit. Totul din cauza că respectivele persoane au indicat date eronate în fișele epidemiologice completate la bordul avionului. Anunțul a fost făcut de ministrul sănătății Viorica Dumbrăveanu după ședința punctului focal. Totodată, autoritățile mai susțin că pasagerul care a stat în avion alături de femeia bolnavă a fost supus testului la prezența virusului ucigaș, iar rezultatul este negativ. 14 persoane nu au putut fi informate, identificate, din cauza datelor eronate care au fost prezentate în fișele epidemiologice care sunt completate. Avem 44 de persoane. Toate 44 de persoane au fost informate, vreau să vă zic, despre obligativitatea respectării regimului de autoizolare. Acesta este grupul cu risc cel mai înalt. Potrivit datelor oficiale prezentate de Ministrul Sănătății, în prezent, medicii de familie din țară studiază fișele a peste 5.000 de moldoveni întorși din țările în care se înregistrează COVID-19, iar pentru 50 de persoane au fost deja acordate concedii medicale. În total, la bordul avionului de pe cursa Milano-Chișinău erau 145 de pasageri, printre care și 10 cetățeni ucraineni.